În perioada 9-13 iunie a avut loc evaluarea competențelor digitale, proba D, din cadrul sesiunii iunie-iulie 2017 a examenului național de bacalaureat. Conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Suceava, din totalul candidaților evaluați, 677 au obținut certificatul de utilizator experimentat, 983 certificatul de utilizator avansat, 1470 certificatul de utilizator mediu, 583 certificatul de utilizator începător, iar 217 sunt fără calificativ. Acestora li se mai adaugă 1184 de candidați care și-au recunoscut proba cu rezultate din sesiunea anterioare sau și-au echivalat proba cu certificate ECDL sau CertiPro. Pentru susținerea probei D s-au înscris peste 4.000 de candidați, dintre care 78 au absentat. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, în perioada 14-16 iunie se desfășoară evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 26 iunie este prevăzută proba scrisă la limba și literatura română, pe 27 iunie va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă, pe 28 iunie 2017 se va desfășura proba obligatorie a profilului, probă scrisă. Pe 30 iunie 2017 va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, o altă probă scrisă. Pe 5 iulie 2017 vor fi afișate rezultatele până la ora 16, iar depunerea contestațiilor va avea loc în aceeași zi, între orele 16:20. În perioada 6-9 iulie este prevăzut rezolvarea contestațiilor, iar pe 10 iulie vor fi afișate rezultatele finale.